Adrian Mutu a ales să fac anunțul retragerii pe un site de socializare. Iată-l! Aici mă opresc după 30 de ani. Sunt chiar peste 30 de ani de când cu un prieten în fața casei visam să fi mari. Ies din viața de fotbalist supărat pe timp, pentru că e irreversibil și pentru că 30 de ani au trecut ca o clipire. Azi mi-au rămas amintirile cu golurile, cu antrenamentele, cantonamentele, cu antrenorii, colegii, cu tristețile, cu bucurile, dar mai ales cu suporterii, cu românii mei. Pentru că atunci când m-au aplaudat și mi-au scandat numele, am simțit că toată lumea ea mea. Nu fac acum statistici cu performanțele mele, acestea vor rămâne pentru totdeauna. Azi îmi caut în suflet, azim îmi vin în minte stadioanele pline de la echipa națională. Să joc pentru naționala țării mele a însemnat să simt mândria aceea pe care am avut-o doar atunci când mi s-au născut copiii. La imnul țării mele, acolo jos pe gazon, cu 10 pe spate și cu banderola de capitan pe braț, îmi auzeam bătăile inimii amplificate de o mie de ori. N-a existat pentru mine o onoare mai mare ca asta și vă mulțumesc. Am jucat pentru mai multe echipe, toate au un loc special în viață. Ja, some Ja. Fece și începuturile, apoi Dinamo, club care m-a aruncat în fotbalul adevărat, a urmat peste 100 de goluri în Serie A și 35 pentru echipa națională, dar a fost și Fiorentina, care are un loc aparte în sufletul meu. Vă mulțumesc, Fiorentini, m-ați iubit mereu necondiționat. Cine consideră că i-am greșit, îi rog să accepte scuzele mele. Cui m-a criticat, îi mulțumesc, le mulțumesc jurnaliștilor. Au fost parte din povestea mea de fotbalist, indiferent în ce fel, indiferent cum. Mulțumesc tuturor pentru tot. N-am fost un înger, dar nici un demon. Am fost eu. Adrian Mutu, vă mulțumesc din suflet!